Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre anomaliile climatice și despre ciclul solar actual, care se pare că este mai agresiv decât s-a preconizat. Ciclul solar actual este al 25-lea de când în 1755 a început observarea sistematică a activității și a petelor solare de către astronomii de la observatorul din Zürich, Elveția. În 1843, astronomul german Heinrich Schwab a stabilit o metodă de calcul pentru analiza activității solare bazată pe numărul petelor solare, deși un astfel de fenomen a fost observat pentru prima dată cu peste 2000 de ani în urmă de către astronomii greci și chinezi. Dacă avem în vedere, pe de o parte, canicula din ultimii ani, când s-au depășit recorduri după recorduri la temperatură, la care se adaugă alte fenomene meteo violente, precum furtuni, vijelii și tornade, și pe de altă parte faptul că anul trecut mulți meteorologi prognozau că s-ar putea să avem un an fără vară, ca acum 200 de ani. Înțelegem cât de nesigure, incomplete, controversate sunt cunoștințele despre mecanismele care guvernează clima și, în general, existența planetei noastre și a Universului din care facem parte. Se discută insistent, se desfășoară programe la nivel mondial pentru a contracara așa zisa încălzire globală generată de activitatea umană, după cum se susține, dar oamenii de știință, se pare, sunt în fața multor necunoscute când este vorba de mecanismele prin care ciclurile solare pot influența clima planetei noastre. Inclusiv felul în care evoluează acest ciclu solar, ciclul solar 25, pare să contrazică predicțiile NASA, care anticipau că ciclul solar 25 va fi de intensitate mai mică decât media și ar putea fi cel mai slab din ultimii 200 de ani, cu un vârf al activității solare în iulie 2025. Într-o epocă a supertehnologizării și a progresului științific, atâtea erori, contradicții, să fie oare semnul limitelor cunoașterii, sau poate expresia unor ficțiuni periculoase care să fundamenteze o anumită paradigma viitorului. Dar haideți să vedem ce este ciclul solar. Un ciclu solar este un fenomen natural care se referă la variațiile ciclice în activitatea soarelui, cum ar fi apariția și dispariția petelor solare și modificări ale câmpului magnetic solar. Ciclul solar are o durată medie de aproximativ 11,2 ani. Există și cicluri de 8 până la 15 ani și este caracterizat de mai multe aspecte, printre care petele solare. Unul dintre cele mai vizibile semne ale unui ciclu solar sunt petele solare, adică regiuni mai întunecate și mai reci de pe suprafața Soarelui, care apar în fotosferă, adică stratul vizibil intens luminos al Soarelui, format din gaze și vapori metalici cu temperatură foarte mare, și care sunt asociate aceste pete solare cu activitatea magnetică intensă. Acestea apar sub formă de grupuri și urmează un ciclu crescător și unul descrescător de-a lungul a aproximativ 11 ani. Ciclul solar mai este caracterizat și de intensitatea câmpului magnetic. Activitatea solară este strâns legată de câmpul magnetic al Soarelui. În timpul unui ciclu solar, câmpul magnetic al Soarelui suferă inversiuni, ceea ce înseamnă că polii magnetici se schimbă între nord și sud, dar și de razele cosmice și activitatea geomagnetică. În timpul unui ciclu solar, variația intensității activității solare afectează cantitatea de radiații cosmice care ajung în sistemul nostru solar și implicit intensitatea fenomenelor geomagnetice de pe Pământ. Cum influențează ciclurile solare clima de pe Terra? Influența ciclurilor solare asupra climei de pe Terra este un subiect complex și încă în curs de cercetare în comunitatea științifică. Deși legătura exactă între activitatea solară și clima terestră nu este pe deplin înțeleasă, există anumite mecanisme prin care ciclurile solare pot influența clima planetei noastre. Unul dintre principalele moduri în care ciclurile solare pot afecta clima terestră este prin variațiile radiației solare care ajunge pe suprafața Pământului. În timpul maximului solar, activitatea Soarelui este mai intensă, iar numărul de pete solare este mai mare. Acest lucru înseamnă că Soarele emite mai multă radiație în perioadele de vârf ale ciclului solar. Intensificarea radiației solare poate contribui la creșterea temperaturilor pe Pământ.
Totodată, schimbările în activitatea Soarelui în timpul ciclului solar pot afecta circulația atmosferică și modelele climatice, influențând astfel distribuția temperaturilor și a precipitațiilor la nivel global. Un alt aspect al influenței ciclurilor solare asupra climei se referă la activitatea geomagnetică. În timpul unui ciclu solar, variațiile câmpului magnetic al Soarelui pot afecta intensitatea radiațiilor cosmice care ajung pe Pământ. Aceste radiații pot interacționa cu atmosfera și pot duce la producerea de aerosoli și particule care influențează, în final, formarea norilor și precipitațiile. Ciclul solar actual, al 25-lea, a început aproximativ în decembrie 2019, prin apariția unor mici pete solare cu polaritate magnetică inversă și se va termina în 2031. Pe baza modelelor matematice existente, specialiștii de la NASA și de la NOAA, Administrația Națională a Oceanelor și Atmosferei, au prognozat că ciclul solar actual nu va fi intens și că probabil activitatea solară maximă a ciclului 25 ar putea avea loc la jumătatea anului 2024. Activitatea solară se calculează prin numărul de pete observate pe suprafața Soarelui. Când numărul de pete este mare, înseamnă că activitatea solară este intensă. În schimb, atunci când numărul de pete solare este scăzut, aceasta înseamnă că activitatea solară este mai calmă. Având în vedere acest fapt, susțineau aceiași specialiști, în urmă cu aproximativ 2 ani, s-ar putea ca ciclul solar să fie cel mai slab din ultimele două secole, următoarele până în 2050-2070, fiind și acestea tot mai slabe. De exemplu, între anul 1645 și 1715, petele solare au devenit extrem de rare, perioadă cunoscută sub numele de Minimum Maunder, după numele astronomului Edward Walter Maunder, care a studiat acest fenomen când clima terestră a fost caracterizată prin temperaturi scăzute, un argument că, pe planeta noastră, clima este influențată de activitatea electromagnetică a Soarelui. În prezent, mulți cercetători consideră că tendința de slăbire a activității solare în ultimele trei cicluri solare ar fi semnul că Terra ar intra din nou într-o mini-perioadă glaciară similară cu minimul Maunder sau mica epocă de gheață în emisfera nordică. Așadar, dacă și în ciclul solar 25 și în următoarele activitatea solară va fi scăzută, acest fapt ar putea duce la o scădere a temperaturilor pe Terra. Dar în pofida constatărilor teoretice, realitatea pe care o aduce ciclul solar 25 contrazice previziunile specialiștilor. Ciclul solar actual dă semne că este mult mai puternic decât cel precedent. Prima inadvertență legată de ciclul solar 25 și opiniile specialiștilor se referă la faptul că erupțiile solare sau ejecțiile de masă coronală s-au intensificat cu mult înainte de termenul preconizat, proiectând plasmă solară la viteze foarte mari în spațiu, aceasta lovind atmosfera superioară a Pământului și interacționând cu câmpul magnetic al Pământului. Despre furtunile magnetice se știe că pot perturba rețelele electrice și funcționarea sateliților de comunicații. În 2022, de exemplu, 40 de sateliți SpaceX, în urma unei furtuni magnetice, s-au dezintegrat în timp ce intrau în atmosfera Pământului. Niveluri periculoase de radiații au fost înregistrate și pentru astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale, ISS. Erupții solare puternice au avut loc și în jurul datei de 16 iulie 2023 și nu numai atunci. Din punct de vedere climatic, pe măsură ce înaintăm aici pe Terra, în ciclul solar 25, rămâne de văzut ce surprize rezervă realitatea. Ceea ce pare evident este că nu ne îndreptăm spre o mini-eră glaciară, nici nu am avut un an fără vară, așa cum se preconiza. Dar putem constata fenomene extreme, vară caniculară, furtuni, vânturi puternice, tornade și alte manifestări climatice atipice, influențate, dar nu în totalitate, și de încălzirea globală, dar și de ceea ce se întâmplă cu soarele nostru și la scară mai mare în univers.
Și totuși, ce este cu aceste anomalii climatice? De ani buni, discursul public al autorităților și chiar al majorității oamenilor de știință avertizează alarmist asupra consecințelor dezastroase ale încălzirii globale. Omul este făcut responsabil pentru dezechilibrele biosferei și alterarea condițiilor vieții, se propun măsuri imediate, programe, restricții, termene și așa mai departe. Într-un astfel de context, există puține voci care au un alt punct de vedere și care consideră că alarmismul celor autointitulați ecologiști, al guvernelor, al celor care controlează financiar lumea, nu se bazează pe adevărul științific, ci este doar un pretext pentru a întreține o anume neliniște publică și pentru a justifica alte și alte taxe, impozite, finanțări pentru anumite industrii și așa mai departe. De exemplu, geologul australian Ian Plimer, profesor emerit de științele pământului la Universitatea Melbourne, cel care a descoperit mineralul fosfat care îi poartă numele Plimerita, este unul dintre aceste voci care, fără a nega consecințele superindustrializării și supertehnologizării generatoare de poluare, insistă asupra faptului că la scara planetei, activitatea umană contribuie infim la fenomenul anomaliilor climatice, iar agresivitatea politicilor de mediu nu reprezintă altceva decât ficțiuni periculoase. Plimer și-a prezentat teoria într-o carte intitulată Cerul și Pământul, încălzirea globală, greșelile științei, pe care inițial i-au refuzat-o toate editurile pe motiv că nimeni nu-și poate asuma riscul de a publica ceva ce ar contraria 97% din lumea științifică, dar mai ales pe politicieni, pe militanți ecologiști, pe oportuniști și așa mai departe. Până la urmă, o mică editură a tipărit cartea care, în numai câteva zile, s-a vândut în mii de exemplare. Teoria prezentată de Ian Plimer în cartea Cerul și Pământul, încălzirea globală, greșelile științei, susține că încălzirea globală și schimbările climatice nu sunt cauzate de activitățile umane, ci sunt fenomene naturale rezultate din procesele naturale ale Pământului și ale Soarelui. Fiind sceptic în privința simulărilor computerizate și a modelelor matematice pe baza cărora se lansează scenarii apocaliptice despre încălzirea globală, Ian Plimer susține că există o ciclicitate la scara istoriei acestei planete, pe care omul nu are cum să o controleze, poate doar să se adapteze. Pământul a trecut prin multe schimbări climatice, spune geologul australian, de-a lungul milioanelor de ani, și actuala încălzire globală legată de specificul geologic al planetei noastre, dar și de ceea ce înseamnă ciclul solar și alte fenomene la scara Universului, nu este neobișnuită din punct de vedere istoric. Principalele argumente aduse de Ian Plimer în favoarea teoriei sale sunt variabilitatea naturală a climei. Plimer subliniază că schimbările climatice au fost o caracteristică naturală a Pământului de-a lungul istoriei sale și că în trecut au existat perioade mai calde sau mai reci decât în prezent, fără a fi cauzate de activitățile umane. Ciclicitatea schimbărilor climatice. Geologul australian sugerează că ciclurile naturale, cum ar fi ciclul solar de 11 ani și ciclul Milankovitch, variații orbitale ale Pământului, au jucat un rol major în schimbările climatice istorice. Efectul activității vulcanice. Erupțiile vulcanice majore pot avea un impact semnificativ asupra climei prin eliberarea de gaze și particule în atmosferă, influențând radiația solară și temperaturile globale. Gazele cu efect de seră, în opoziție cu consensul științific actual, Ian Plimer susține că gazele cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon, nu au un impact semnificativ asupra climei și că efectele lor sunt supraevaluate în modelele climatice. Ciclul solar 25 pare imprevizibil, iar Soarele, steaua din centrul sistemului nostru solar, cea mai importantă sursă de energie pentru viața de pe Terra, se supune propriilor legi. Aici, pe Pământ, mesajul care ni se transmite insistent este că suntem vinovați pentru topirea ghețarilor, pentru secetă, pentru caniculă, pentru furtuni, pentru schimbarea anotimpurilor, pentru codurile roșii și portocalii din buletinele meteorologice și așa mai departe.
Alții, puțini, precum Jan Plimer, spun că schimbările climatice sunt ciclice, imprevizibile și sunt determinate de poziția Pământului în galaxie, de Soare, de fluctuațiile pe orbita Pământului, de curenții oceanici și de tectonica plăcilor, că schimbările observate în prezent sunt chiar mai puține decât în alte epoci din trecut. Pare că trăim într-o realitate abracadabrantă, de vreme ce, pe de altă parte, un raport ONU ne spune că suntem în luptă cu clima și că idealul nostru se măsoară acum în grade Celsius. Idealul 1,5 grade Celsius încă nu a dispărut din obiectivele noastre, respectiv încălzirea globală să fie limitată la 1,5 grade Celsius sau sub 2 grade Celsius, se spune în raport. Orice altă opinie este pusă la zid. Pot fi reduse oare destinul omului și viitorul omenirii la o singură variabilă, dioxidul de carbon? Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi să decidă dacă adevărul științific despre soare, pământ, gheață, apă, aer, cosmos, climă, despre condiția umană este sau poate fi doar o chestiune de consens, sau ar trebui să fie una care să țină de argumente, dovezi, raționalitate și obiectivitate. Unul dintre cei puși la zid este și un inginer electronist român, absolvent al unei facultăți de elită din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, România, promoția 1987, Călin Mircea Gașcu, care avertizează omenirea de ceva timp despre încălzirea globală și efectele undelor electromagnetice, atât pe Facebook cât și pe site-ul iso.ro. Poluarea electromagnetică, pentru că despre ea este vorba, spune Călin Mircea Gașcu, este invizibilă, inodoră, insipidă, nu poate fi auzită și nici pipăită. Deci toate simțurile noastre sunt dezarmate în fața acestei poluări. Ea s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, odată cu crearea Universului și va acționa încă multă vreme de acum înainte, câtă vreme va exista acest univers. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Numai bine, pe curând!